Bună dimineața și bine v-am găsit, zi de sâmbătă. Nu-i chiar dimineață, nu, acum ora 11, totuși e o oră bună. A? Ce părere aveți? Se vede? Mi-am lăsat un fel de cioc. Un fel de cioc pentru că imaginea e foarte importantă. Și aici pe net, dar mai ales în lumea televiziunii. Pentru cine nu știe și urmează o poveste, bem o cafea. Dată de vecina tante Anica, voi nu vă prea înghesuiți pe buymeacoffee.com/nicubendea. Poate aveți vreme în weekendul ăsta să dați o cafea, să vă laud în weekend, în video-ul de luni. Vedeți voi. Deci, în urmă cu 8 ani, în 2012, începem și o aventură în lumea televiziunii, acela Cluj-Napoca, la postul local Luc TV. Se numea pe vremea aia Transilvania Luc, după aia a devenit Luc TV și acum Luc Plus. Emisiune de divertisment, că nu mă pricep la politică. Și era importantă imaginea. Am mers la frizer să-mi facă freză. Ne-am gândit cu barbă, fără barbă. Dar jucam și atunci diverse personaje și nu am putut să am barbă. În sezonul 2 al emisiunii la televiziune am apărut bărbierit, așa numai la un milimetru. După aia iar mi-am lăsat barba să mai crească. Și în final, în ultimul sezon, după cum știți, iar jucam multe personaje și nu puteam să am diverse forme de barbă. Acum am zis să-mi las cioc. Voi ce părere aveți? Scrieți la comentarii, cu cioc sau fără cioc. Știți cum era aia cu Marx, Engels și Lenin? Ghicitoarea aia, barbă albă, barbă neagră, barbă cioc și fără o barbă. Nu știu, mă îmbătrânește, mă întinerește. Și așa, dacă ai bărbia asta mare și mai lași și cioc, o scos prea tare în evidență. Ziceți și voi. Dar până vă gândiți dacă să fiu cu cioc sau fără cioc, în cele ce urmează vă invit să urmăriți o bucată dintr-o emisiune de-a mea din anul 2014, în care spuneam un monolog în fața două celebre personaje. Chintău vă spune ceva, Chinteniu vă zice ceva, hai că v-am făcut curioși. Ne vedem după bucată. Pentru ediția din seara asta am făcut o super ofertă. Monolog la domiciliu. M-am dus, m-am luat frumos și m-am dus la cei mai fideli telespectatori să le fac la domiciliu monologul. Să râd acolo, să avem și public, să se simtă bine, să se creeze o stare, un ingo, yango, ce s-a mai întâmplat. Mai multe o să vedeți în clipele ce urmează. Eu acum plec să fac monologul la domiciliu. Stați aici, fiți atenți, aplaudați! Doamnelor și domnilor, în premieră la Tonic Show, sunteți pregătite să râdem? De ce să râdem? V-am pregătit cele mai tari set-up-uri care vor culmina cu cel mai bun punchline. A? Ok, ok, sala încălzită, lumea e pregătită să dăm drumul. Deci, știți care e diferența între nasol și nașpa? A? Nasol e când îți vorbește cineva la telefon, nașpa e când o face de pe telefonul tău. Bună? Dar stați cam una cu Boc. Știți ce zice Emil Boc când se urcă într-un trabant? Nu. Mamă, mamă, ce autocar. Autocar. Boc. Știți, Boc e mic și trabantul e mic. Dar asta... Nunțile din ziua de astăzi, domnule, nu înțeleg de ce la nunțile din ziua de azi mireasa trebuie să aibă o rochie lungă de 3 km. Ați văzut? Rochii lungi, albe de 3 km. Lungi, rochii impresionante. Când se ajunge mireasa la biserică în fața altarului și mireasa, și măsa tot derulează trena mireasei. O trage pe jos. O trage pe jos, altfel. Tot la anunțe, acum este moda fântânilor de ciocolată. Și am văzut un cetățean așa de beaterea că la nuntă s-a dus cu o pulpă de pui și o ținea la ciocolată. Să o învălească în ciocolată. Dar nu ți-e bună gluma. Pui carne de pui în ciocolată. Și mai am una foarte tare. Care era? La doi pace. Cam o ai uitat. Nu vrei să vă zic mai bine un banc? Dar păi zice ce-i vrei, că tot acolo e ajuns. E unde te pornești. Viața mea nu mă mai duc la domiciliu. Asta a fost de râs? Da, de râs, dar de nu a fost glume. Eu nu m-am prins de glume. Da, pe nici eu nu m-am preprins. M-a găsit mai tânără o țără. Pavlo Francisco, ala-i bun. Hai să mergem la ei la București, să vedem.
Nu ți-o fă bună glumă. Da, da, da. Tanti Nona, mama doamnei Lenuța de la Chinten, Tanti Nona fiertată. Vreo 2 ani am făcut scenete și cu dânsa, cum mai are fiertată și Dragolteanu Matei. Înțelepciunea se vede la o anumită vârstă. Tanti Nona era de o franchețe extraordinară. Imediat ce observa taxa. Și avea, se apropia de 90 de ani și avea mintea brici. Da, v-a plăcut, v-a plăcut. Lumea televiziunii, lumea grea. Hm? Ce m-am făcut? Eram tinerel și eu acolo, nu? Cu machiaj, cu cască, cu sacou. Nu cum apar acum în diminețile astea cu vestă, cu mâinile curate. Domnule, am zis să sfidez iarna. Așa și v-am zis ieri că ne intră iarna în casă și-s minus grade. Am zis să sfidez iarna. Ce cum mai contează o răceală în plus sau minus? Doamne ferește! Da, cum stați după prima săptămână de post? Nu mai știți ce să gătiți, așa-i? Am luat-o de la A la Z, fasole, cartofi, doamne ferește, eu patei vegetal nu consum așa ceva, e o sfidare în Ardeal. Patei, în general, e o sfidare. Când ai atâta slană și ceapă, tu să desfaci cu brișca o conservă, doamne și ferește. Fasole frecată, fasole bătută. Bine că sunt acum legume, fructe, câte mai sunt. Dar totuși, ducem lipsă de idei. Câte o ciorbiță, un ghiveci bun, merge, merge. Secretul ghiveciului, dacă îmi puneți ardei în ghiveci, prima dată să-i prăjiți, să-i coaceți și să scoateți pielița. Da? Da, 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 da. Pentru o idee de mic dejun sau pentru o idee de ceva mâncat rapid, vă rog să urmăriți filmulețul următor. Vă salut, că tot e ziua internațională a salutului, să ne vedem luni cu bine de la 10 pe același canal Nicu Bendea. O cafeluță se acceptă și se primește de pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. V-am lăsat. Weekend plăcut atât cât v-a mai rămas din el. Toate cele bune și grijă. Tot ce faceți, faceți cu protecție. Asta se va vedea în filmul următor, după sugestia de mic dejun. V-am salutat. Bună cafea. No, mă duc. Cred că mă duc să-mi scot ciocul. Să-mi scot ciocul pe afară. V-am salutat totuși. Vorba bancului. Cum li se zice corect? Vișli sau virșli? La ce? La ce? La ce-și minunați cremvuști ardelenești? Bio, 100% din carne de oaie. Celebri vișli de sălaș, de undeva din Hunedoara. Acolo este țara lor. În fiecare zi avem întrebarea asta al familiei. Ce mâncăm la prânz? Ce dorești să-ți fac de mâncare? Ce să-ți pun pe masă? Răspunsul, aici în farfurie, vișli de sălaș. Dimineața ai luat 2-4 perechi, le-ai opărit, mănâncă și la micul, mănâncă și soacra. La prânz nu-ți convine supica, nu-ți convine fripturica, ai mai opărit încă câțiva, iar seara, când ai vrea să bei o bere, acompaniată de acești minunați virșli picanți, dar și delicioși, 100% după rețetă tradițională, îi o nebunie. Vă spune sincer Nicu. Vă rog, cu încredere, au site, au număr de telefon și vă înțelegeți cum să vi livreze oriunde în țară. Cu încredere să consumăm produse românești. Păi ori consumăm produse românești, ori nu mai consumăm. Această postare a fost sponsorizată, a fost plătită în virșli. Poftă bună, orice ați mânca, măcar savoarea virșlilor de sălaș să ajungă la voi. Și apoi după aia o să comandați. Virșli de sălaș, bun la sat, bun la oraș. Poftă bună! Bă, trebuia să ieșim în seara asta, că prea, prea mor. Bă, tu o să râzi de mine, așa. Dar mi-așa îmi place acolo. Bă, suntem nebuni tăți, așa, nu mă nebuni pe acolo. Auzi, mai ții minte? Când și-o prins Dan mâna în utilaj, bă. Bă, și am vrut să-i oferim primul ajutor, dar nu știam niciunul. El era leșinat și noi am imobilizat celălalt braț, mă. Bă, da, când a explodat? A explodat? Bă, șantele, tu ce un foc aici. Era foc și nu aveam extintor. Da, bă, și Alin s-o dus, el repede să stângă focul cu găleata. Și ce era în găleata? Era benzină, era generator? Și eu m-am dus peste drum la vânzătoarea aia. Până ai venit tu, tot o ars. Da, și eu am ars-o. Bă, mie îmi place de Dumitru. Ție? Dumitru. Da? Bă, dar se fac în cele mai rare bele ale măștele, așa, penibile, bă, nu? Ia când e cu
greutăți în spate, știi, poate să-i dau după ce apă. Bă, ăsta, săracul, nu vede până în primul rând. Nu cred că a fost niciun control oftalmologic în viața lui, mă. De cum să meargă, că el nu distinge magazinele, mă, bă. Poate să vadă el unde e oftalmologia. Bă, dar Mircea, mă. Ioi, Mircea, Dumnezeu să le arte, mă, pe Mircea. Voi n-ați auzit în viața voastră de PMS, SM și PSI? Asta și eu în jurături de presportare. Scuzați, domnule, îs noile mărci de bere artizanală. Nu, inconștienților. PM, protecția muncii. SSM, sănătate și securitate în muncă. PSI, prevenirea și stingerea incendiilor. Ce? Noi lucrăm cu o firmă care ne învață. Ne instruiește conform normelor. Să rămână pentru mine. Bă, și-o vine după aia Emilia și-o zis că te-ai... Unde te... Și-am luat naveta aia de bere și-am băut-o pe macara, mă, băteau în gând, așa, făceam macara!